de 3 săptămâni, de pe 26 ianuarie și până pe 13 februarie, studenții militari ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân, Facultatea de Inginerie Marină, au trebuit să demonstreze cât de bine și-au însușit informațiile la disciplinele studiate pe parcursul primului semestru. Sesiunea nu a fost deloc ușoară, dar studenții s-au arătat încrezători și hotărâți că vor obține cele mai bune rezultate. Am retrăit emoțiile examenelor odată cu ei, în încercarea de a vă oferi o imagine cât mai clară despre evaluarea la sfârșit de semestru într-o instituție militară de învățământ. Și pentru a surprinde cât mai fidel starea de spirit a studenților, am aflat și primele impresii de la cei din anul al treilea, în timpul examenului la mecanisme și organe de mașini. Cum este examenul? Am văzut subiectele, sunt abordabile, în același timp și dificile. Dar pregătirea noastră a fost foarte intensă și sperăm să fie totul în regulă. V-ați pregătit pe tot timpul semestrului? Da, a fost o pregătire intensă pe timpul semestrului și individuală și cu domn profesor și examenul este foarte ok. Este primul examen din această sesiune sau ați mai susținut și altele? Am mai susținut și altele. Este al doilea examen. Este unul dintre examenele cele mai importante. Ne definește ca și profil de inginer și ne ajută în continuare în meseria noastră. Din experiența sesiunilor trecute, mai sunt emoții? Emoții sunt până vedem subiectele, că noi ne-am pregătit destul de bine, dar emoții sunt până când vedem subiectele și după aceea ne liniștim. Un rezultat așa, înainte totuși de finalizarea examenului? Rezultat al examenului de astăzi? Categoric. Eu zic că undeva peste 9. Este un examen complex, dar dacă am învățat, eu spun că ne vom descurca și nu pot spune că este un examen foarte ușor, însă nici gradul de dificultate nu este extrem de ridicat. Am înțeles că nu este primul examen din această sesiune și cu siguranță nu este primul, având în vedere că sunteți anul 3 de facultate și aveți deja experiența celorlalte sesiuni. Mai sunt emoții? Tot timpul sunt emoții, dar eu cred că cu toții avem emoții constructive. Un rezultat, chiar dacă examenul mai are până se încheie. Toți sperăm la nota maximă, nu? La nota 10. Acum sperăm să ne descurcăm și așteptările noastre să nu fie ireale. M-am bucurat de o serie bună de studenți. Au făcut efortul mult prea mari ca să nu aibă satisfacție astăzi la examen. Au trecut peste multe etape până au ajuns să susțină examenul și sunt convins că la rezultatele de pe parcurs cumulate cu proiectul au dovedit că vor avea sigur rezultate bune și chiar mă bucură că o serie ca aceasta am avut parte să mă ocup de pregătirea lor. În același timp, studenții din anul întâi, specializarea navigație, hidrografie și echipamente navale, susțineau examenul la disciplina geometrie descriptivă. Pentru studenții care au absolvit liceul militar, mediul cazon fiindu-le familiar, adaptarea la noul ritm universitar a fost una firească. Cu toate acestea, se aflau în fața primei sesiuni de examene. Fiind obișnuit cu domeniul militar și programul și tot ritmul, nu este o diferență chiar atât de mare, deși aici lucrurile sunt puțin mai grele. În liceu se face introducerea în mediul cazon. Cum ți se pare examenul? Este unul dintre examenele mai dificile, dar cred că ne-am pregătit destul în timpul semestrului și profesorul nu o să fie dezamăgit de rezultatele pe care o să le obținem. Consider că ai avut timpul necesar alocat pentru studiul acestui examen? Da, având program de studiu și de consultație, am putut să adresăm întrebările pe care le-am avut și ne-am pregătit. Emoții mari și pentru studenții din anul al doilea, examenul la matematici speciale se apropia de final, iar unii dintre studenți primiseră deja rezultatul.
Ne descurcăm foarte bine și sperăm să fim toți integraliști. Ați reușit totuși în timpul de care ați dispus să vă pregătiți pentru toate examenele din sesiune? Da, da. Și în plus profesorii au fost mereu la dispoziția noastră. Dacă am avut nevoie de ajutor, mereu ne-au acordat ajutorul, mereu au fost disponibili pentru noi pentru a ne arăta sau pentru a ne explica din nou anumite exerciții. Sesiunea aceasta față de cele de anul întâi pare mai ușoară, mai dificilă? Nu pot să zic că e vreo deosebire. Tot examen, tot stres, tot emoții. Mai sunt emoții. Da, până în anul 4 o să mai fie emoții. Dacă tot am învățat, am reușit tot să facem. Și rezultatul? 10. Această sesiune a început normal pentru noi. Am avut pregătiri și am reușit să trecem primul examen cu toți, toată grupa. Am învățat foarte mult pentru primul examen. Acesta ne s-a părut oarecum ușor și a fost bine până acum. La final, toate examenele absolvite? Da, așa sper și sper ca și colegii mei să ia toate examenele, deoarece vom primi și o recompensă dacă o să reușim, care constă în 3 zile de permise acasă. Chiar dacă examenele au fost scrise, de la orele de curs nu au lipsit lucrul pe hartă, exercițiile aplicative și probele practice. Pregătirea și evaluările continue, precum și obținerea unor rezultate bune și foarte bune pe parcursul întregului semestru, procent important din media finală, îi asigură pe studenții Academiei Navale că vor fi integraliști. Așadar, rămân în ecuație, pentru că tot vorbeam de matematici speciale, notele mari care le vor aduce studenților zile mai multe de permisie.